Bun găsit, sunt Mihaela Obadă și așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, v-am pregătit o poveste de succes. Astăzi suntem la biroul domnului avocat Tudor Duca, decanul baroului Iași. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit și eu vă mulțumesc pentru invitația la emisiunea dumneavoastră. Astăzi vorbim despre viață, despre carieră, despre justiție, bineînțeles, nu putem să evităm un astfel de subiect. Știm că sunteți din Iași, sunteți unul dintre cei mai tineri decani din țară, dar vă las pe dumneavoastră să ne povestiți cum a fost evoluția dumneavoastră spre drept. Păi eu pot să vă povestesc multe în privința asta, probabil ar trebui ore întregi. Da, într-adevăr, sunt din Iași, studiile le-am făcut în Iași, liceul l-am terminat în Iași, în anii 90. Am în familie ascendență în direcția dreptului. Mama mea a fost și judecător și avocat. În prezent, de ceva vreme, se află la pensie. A venit îndrumarea către direcția aceasta a dreptului, cumva firesc în ceea ce mă privește, dat fiind contextul familial, mediul familial. Acum, dacă tot suntem în această emisiune care presupune confidențe, trebuie să vă mărturisesc că în perioada liceului eram mai apropiat de domeniul științelor reale. Eu am urmat o clasă de matematică fizică la liceul Racoviță, dintre a 9 până între a 12, și într-adevăr eram destul de bun la matematică. Din câte mi-aduc aminte, participam și la olimpiade școlare. Numai că contextul anilor 90 a făcut ca să vină din partea părinților îndrumarea mea către acest domeniu al dreptului, care mi-a plăcut, probabil și pe seama faptului că încă de mic copil în casă auzeam tot felul de noțiuni legate de drept. Nu le înțelegeam la momentul respectiv, dar ușor, ușor mi-au intrat în minte. Îmi aduc aminte acum perioade, țin minte, eram în liceu, pe vremea aceea nu existau computere, sau cel puțin în România, în Iași, prea puține. În justiție, hotărârile judecătorești, de exemplu, se băteau la mașină. La mașină. Da, și mă ruga, mama mea mai avea hotărâri de bătut la mașină, mai făceam și eu un bani, mai scriam la mașină hotărâri judecătorești. Când era avocat, hotărâri necesare în vederea legalizării pentru părțile pe care le apăra. Deci nu v-a fost greu de urmat o carieră în domeniul avocatului? Din punctul acesta de vedere, nu. Și chiar discutam înainte de emisiune despre domeniile dreptului și m-ați întrebat referitor la dreptul penal. V-am zis că eu nu plac în acest domeniu și n-am fost apropiat. În schimb, ce m-a atras pe mine încă din facultate a fost dreptul civil, să spunem dreptul privat, care este format în cea mai mare parte din dreptul civil, plus diverse ramuri care tot pe drept civil se bazează. Ei bine, față de dreptul penal, dreptul civil presupune o mai mare rigurozitate, mult mai multe reguli care trebuie aplicate. Este adevărat, sunt și reguli, sunt și excepții și acestea trebuie cunoscute. Deci din punctul acesta de vedere al algoritmilor de aplicare a legii civile la un anumit caz, știința dreptului civil este mult mai apropiată, să spunem, de o gândire logică, de o gândire matematică. În dreptul penal intervin și mulți factori emoționali, să spunem, criterii subiective care țin de aprecierea unei fapte, de aprecierea persoanei făptuitorului, de aplicarea unei pedepse potrivite raportat la aceste criterii. Lucrurile acestea m-au atras mai puțin. Și în facultate, cum a fost admiterea? Ce vremuri ați prins? Da, am prins anii, sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Trebuie să vă mai fac o confesiune. Tocmai fiindcă firea mea, construcția mea era către direcția aceasta științelor exacte,
am urmat și cursurile Facultății de Economie în paralel, la diferență de un an, în sensul că am început dreptul cu un an înainte și am terminat cu un an înainte față de Facultate de Economie. Deci nu m-am lăsat de cifre, într-adevăr, se pare că erau dragostea mea din timpul liceului. Plus că, nu știu dacă vă aduceți aminte, la sfârșitul anilor 90 exista așa un miraj, cel puțin în Iași, cu privire la Facultatea de Economie. Exista o mare afluență de candidați la Facultatea de Economie. Și m-a determinat era un trend. Da, era un trend. Am urmat și Facultatea de Economie, am terminat secția de tranzacții economice internaționale. Două facultăți grele. Relativ grele. Dacă e să comparăm, de exemplu, cu facultățile tehnice, bănuiesc că sunt mai ușoare. Cum a fost în facultate? Cum au fost anii studenției? Ați avut restanțe? Dacă stau să mă gândesc, e posibil să fi avut și restanțe. Nu știu dacă neapărat dacă la drept sau la economie, oricum. Perioada de sesiune se suprapunea la cele două facultăți, de cel puțin anii 2, 3, 4 la drept, respectiv 1, 2, 3 la economie. Urmam în perioada respectivă două facultăți, mi-a fost destul de greu să învăț și să susțin examenele și într-o parte și în cealaltă. Recunosc că și eu făceam cum fac mai toți studenții, mă pregăteam preponderent în perioada sesiunii, mai puțin în perioada anului școlar, deși frecventam cursurile, preponderent cursurile care mă interesau, unde erau profesori care îmi stârneau interesul. Iar în ceea ce privește dreptul, m-am concentrat în mod special pe câteva materii despre care știam din familie că urmau să fie importante și la examenele pe care urma să le susțin, respectiv examen de licență, examen de admitere în avocatură, plus în perioada de practic, este vorba de drept civil, drept penal, procedură civilă și procedură penală. La aceste materii de drept frecventam cursurile și seminariile cu regularitate, mă pregăteam cu conștiinciozitate pentru examene, celelalte cât să trecem examenul, să spunem. Ați știut exact ce vă doriți și ați urmat cu pași siguri facultățile. Ce ați făcut imediat după ce ați terminat? Păi după ce am terminat, eu am terminat dreptul în 2001. În 2002, în aprilie, am susținut examenul de admitere în avocatură și tot în 2002, în iunie, am susținut examenul de licență la economie, la Facultatea de Economie. Țin minte că examenul de admitere în avocatură a fost în acel an deosebit de greu, poate cel mai greu examen care s-a organizat vreodată în profesia noastră, să spunem, în perioada post-decembristă. Examenul s-a susținut în municipiul București, exact cum se susține și în prezent. Test grilă de vreo 100 de întrebări, dintre care trebuiau rezolvate minimum 70%. Dar trebuie să spun că pentru examenul respectiv m-am pregătit în mod deosebit, fiindcă știam că urma să fie destul de greu. E adevărat că mă ajutase și pregătirea pe care o avusesem pentru licența la drept, pe care am avut-o în vara lui 2001. Deci, practic, până în toamna, din primăvara lui 2001 până în primăvara lui 2002, m-am cam pregătit pentru examenul de admitere în avocatură. Cam un an de zile. Iar astăzi, dacă nu greșesc, sunt aproximativ 20 de ani. Au trecut 20 de ani, am putea să spun. Da, da. Am primit decizia de intrare în avocatură în data de 15 august 2002. Deci am împlinit în acest an 20 de ani de vechime neîntreruptă în profesie, în cadrul Baroului Iași. Ani frumoși, ani grei, ani cu provocări, am putea să spunem, care au fost momentele care de neuitat. Da, anii sunt și frumoși și grei, mai ales perioada de început a fost destul de grea. Într-adevăr, beneficiam de îndrumarea profesională din partea mamei mele, ceea ce era mare lucru la momentul respectiv. Nu știu cât cunoașteți, circula la momentul respectiv legende urbane cu privire la cât de greu este să-ți găsești un avocat îndrumător, circulau legende cu privire la sume de bani care se vehiculau, plătite de către candidații absolvenți ai examenului către îndrumători. În fine, a fost o perioadă și cu bune și cu rele. Eu eram un caz fericit, aveam îndrumătorul din familie,
aveam deschidere totală din partea mamei, bineînțeles, când aveam nevoie de lămuriri, nici nu se punea problema să nu le primesc, ceea ce a contat foarte mult pentru mine, fiindcă mi-a prins bine după ce, după câțiva ani de la terminarea stagiului, m-am desprins cu activitatea, mi-am înființat propriul cabinet, deci practic eram pe picioarele mele, da, cu clienți proprii și deja știam cum se pune problema și din punct de vedere al unui dosar și din punct de vedere al discuției cu clientul și din punct de vedere al negocierii unui onorariu cu clientul, lucrurile astea mi erau cunoscute. Vă mai aduceți aminte primul proces? Cu siguranță a fost un caz de oficium penal, fiindcă și atunci, ca și acum, toți avocații tineri care intră în profesie, stagiari, se înscriu la listele de oficii, iau dosare din oficiu. Ăsta este un avantaj din mai multe perspective pentru avocatul tânăr la început de lucru. Firește, este și avantajul financiar, câștigă niște bănuți pentru munca pe care o prestează. La nivelul anului 2000, oficiile erau foarte slab plătite. În schimb, în timp au mai crescut, acum se plătesc onorarii decente, să spunem, adică merită pentru un tânăr avocat să se înscrie la oficii. La vremea respectivă nu merita, dar avantajul major pentru mine era experiența practică, pe care altminteri nu aveam de unde să o dobândesc. În facultatea de drept, din păcate, prea puțin se face practică, prea puțin vin studenții la practică. Poate între timp lucrurile s-au mai schimbat, în sensul că în prezent există diverse organizații studențești, există deschidere și din partea profesorilor, foarte mulți profesori de la Facultatea de Drept sunt practicieni, majoritatea avocați, unii judecători, își dau seama de importanța practicii pentru cariera viitoare a unui tânăr care dorește să rămână în sistem sau să intre în sistem și să lucreze în sistem. Ei bine, în anii respectivi nu prea funcționa sistemul acesta de practică și atunci foarte important era pentru un tânăr avocat, pentru un tânăr stagiar, să dobândească experiența profesională, inclusiv din oficii, în penal, plus alte cazuri mici, plângeri contravenționale și așa mai departe. Cum sunt emoțiile din sala de judecată? Sunt emoții. Vă mărturisesc că și în momentul de față am emoții, dar nu am emoții în momentul când mă prezint și vorbesc în fața judecătorului, ci am emoții în momentul când aștept soluția în dosar. Ei bine, lucrurile s-au schimbat în timp, în sensul că la început aveam emoții, așa cum au cu toții, avem cu toții, și cum au tinerii avocați cu care vorbesc în aceste zile, în perioada actuală. Iar eu le spun un lucru, că dacă ei își pregătesc dosarul foarte bine, cunosc de la A la Z tot ce este în dosar și au convingerea că în respectiva sală de judecată, unde de regulă ședința este publică, ei sunt cei care cunosc dosarul cel mai bine, mai bine decât judecătorul, decât procurorul, decât avocatul părții adverse, atunci emoțiile dispar. Deci asta este garanția cea mai bună pentru a elimina siguranța, emoțiile în sala de judecată. Da? Siguranța cunoștințelor. Câștigi, dar și pierzi. Este... Firește. Mai ales în civil, unde sunt, să spunem, de regulă două părți, cel puțin două părți, una va câștiga, alta va pierde. Cum este atunci când pierzi? Că de câștigat emoțiile, emoțiile își spun cuvântul. Da, aici sunt mai multe discuții de făcut. V-am spus că eu, lucrând preponderent în civil și comercial, cam trebuie înțeles ce înseamnă să pierzi, ce înseamnă să câștigi din perspectiva clientului. După părerea mea, cel mai important este ca în momentul când clientul pășește în cabinetul unui avocat și este parte într-un litigiu, să cunoască din partea avocatului, cu o marjă de eroare, mai mare sau mai mică, cam care ar putea fi rezultatul litigiului respectiv. Și atunci clientul știe ce are de făcut pentru a mai
atenua din consecințele negative ale rezultatului respectiv, în sensul că poate căuta o modalitate de înțelegere pe cale amiabilă, poate negocia stingerea litigiului la notariat, știe că urmează să piardă, să spunem, o anumită sumă de bani într-un anumit orizont de timp, dar poate lua legătura cu partea adversă pentru a rezolva litigiul de îndată într-un mod mai avantajos. Și s-ar putea ca modalitatea aceea de rezolvare a litigiului să fie mai avantajoasă și pentru partea adversă, care, de exemplu, încasează o sumă de bani, să spunem, mai mică decât cea pe care ar câștiga-o în judecată, dar o încasează cu un an mai devreme. Și asta contează mai mult, mai ales în mediul de afaceri de astăzi, în care lichiditățile sunt importante. Cu siguranță ați avut toate categoriile de clienți, de la cei mai săraci până la cei mai bogați, să spunem așa. Cum sunt clienții? Cum se adresează? Și aici mulți spun că au nevoie de un avocat, dar cum și-l găsesc? În materia aceasta, cred că cel mai mult funcționează sistemul acesta de recomandări. Door to door, cum da, între cunoștințe, prieteni, foști colegi și așa mai departe. Eu, ca și justițiabil, simplu cetățean, am o anumită problemă, mă gândesc cum să o rezolv, discut cu un prieten, discut cu un coleg pe care îl întâlnesc și așa mai departe. Și respectiv vă spune, știi, am avut și eu o problemă de genul ăsta, am apelat la avocatul X și mi-a rezolvat cazul. Du-te și tu la el. Și atunci, asta este o modalitate foarte bună de promovarea profesiei. Dar trebuie să luăm în calcul și latura negativă. Adică sunt și avocați, din păcate, care nu își fac treaba așa cum trebuie, nu răspund clienților atunci când sunt sunați, mai lipsesc pe la termene de judecată și așa mai departe. Și atunci un cetățean care pățește o situație de genul ăsta cu un avocat, cu atât mai mult îi va recomanda prietenului său să nu apeleze la avocatul X, întrucât nu i-a rezolvat cauzul, a fost neserios și așa mai departe. Și dacă se duce vorba prin târg cu privire la un avocat că e neserios, asta e cel mai greu pentru cariera și pentru clientela avocatului respectiv. Acum, în epoca actuală, funcționează și internetul, da? Căutarea avocatului pe internet. Dar și aici contează mult recenziile. Chiar și eu am o pagină de internet. Mă mai sună persoane pe care nu le cunosc și care nu mă cunosc și n-au primit referințe despre mine în altă parte decât pe internet și apelează la serviciile mele. Câteodată se întâmplă să fie vorba despre area mea de practică, de multe ori mă sună bunăvară pentru dosare penale și cu părere de rău le spun că nu mă ocup cu așa ceva, dar îi pot îndruma către un alt coleg care ia dosare penale și despre care știu că este serios și va face treabă în cazul respectiv.